Nu mai e de trecut cu tirul prin Craiova. Dacă până mai zilele trecute derutați că strada râului era blocată, șoferii ajungeau la pasajul subteran unde provocau accidente din cauza limitatoarelor de înălțime, acum a apărut altă problemă. Primăria Craiova a montat indicatoare care să descurce circulația în oraș, numai că a uitat să le demonteze pe cele vechi, cu interdicții. Așa cum se întâmplă spre exemplu pe bulevardul Nicolae Romanescu. Acest indicator din spatele meu, care direcționează tirurile, este amplasat pe un drum unde traficul mai greu de 7,5 tone este interzis la intersecția din fața parcului Nicolae Romanescu, în capătul bulevardului 1 Mai, șoferii de tir au o altă surpriză, un indicator pentru tiruri, dar și un altul care interzice accesul autovehiculelor cu greutatea mai mare de 7,5 tone. Cu toate că am trecut deja de două limitatoare de tonaj, pe acest drum apar în continuare indicatoare pentru tiruri.